Haideți să vedem în continuare un set de exerciții din nou în care vorbim de inversă. Atenție! Citiți cu atenție textul! Nu vă spune în text să calculați inversa. Exercițiile legate de inversă sunt mai multe. Primul exercițiu este cel în care vă zice calculează inversa. Calculează, zi-mi o câtă este ea, care este ea. Și atunci mergi pe acele etape de care am povestit. Al doilea tip de exercițiu îți dă matricea cu un parametru și îți cere află parametru ca ea să fie inversabilă și atât. Nu îți cere să și calculezi cine este inversa. Sau cu parametru și spune arată că ea este inversabilă pentru orice a în R această matrice, etc. Deci cu alte cuvinte, în momentul în care ne legăm de inversabilitatea matricei și nu de calculul inversei, ne vom rezuma la condiția când o matrice este inversabilă. Când? Când determinantul ei este nenul. Și deci, reamintesc, A inversabilă, dacă și numai dacă, det A diferit de 0. Asta vom folosi, nu intrăm în pașii de calcul al inversei. Haideți să vedem concret. Deci, la exercițiu 2, vom scrie A inversabilă dacă și numai dacă determinantul ei diferit de 0. Mereu voi scrie această proprietate a matricelor. Calculez determinantul matricei A